Prieteni, hai noroc! Vreau să vă împărtășesc dintr-o experiență sexual-politică pe care am trăit-o recent. Mi s-a întâmplat un deep throat informațional. Mai întâi briefingul domnului Plahotniuc. După asta Serioga Sârbu postează pe Facebook link cu video informațional. După asta site-ul bine pus la punct cu tot ce trebuie de știut despre votul uninominal. După asta tot știrile otoruit despre ce e important de făcut schimbare în sistemul electoral. După asta întâlnire cu primarii la sala mare a Palatului Feroviarilor. Și eu ne-a zis, ajunge, eu trebuie să mă așez, să mă calmez, să mă relaxez și să ascult o leacă de muzică. There's a fire, there's starting in my heart, reaching out people, bitches, bringing me out of dark. Așadar, 6 martie, Plahotniuc a propus ca Republica Moldova să treacă la sistemul de vot uninominal. Eu încă n-am citit suficient de multe ca să înțeleg de ce este bine și de ce este rău sistemul de vot uninominal pentru Republica Moldova, dar deja am o problemă cu propunerea în sine. Și de fapt, nu doar o problemă, dar 3. Și aș vrea să vă vorbesc despre asta. Și nu doar vouă, dar și domnului Plahotniuc. Primul lucru care mă deranjează în propunerea lui Plahotniuc. Identificarea greșită a problemei. Sau, mai pe scurt, puteți folosi hashtag-ul #nouă asta. Haideți să încercăm să punem pe o balanță imaginară situația actuală din Republica Moldova. Să zicem că dintr-o parte avem controlul procuraturii, controlul justiției, politizarea mass-media, monopolizarea pieței de publicitate, lipsa de transparență în finanțarea partidelor, intimidări și presiune asupra angajaților din întreprinderile de stat atunci când vine vorba de colectarea semnăturilor pentru susținerea JIS-ului unui oligarh. Și pe cealaltă parte a balanței punem necesitatea votului uninominal. Parcă încep să-ți dai seama că Moldova în momentul actual ar trebui să aibă o leacă alte priorități decât schimbarea sistemului electoral. Și mai mult ca atât, atunci când tu, domnule Plahotniuc, ne-ai îmbași pe gât cu atâta patos și vâltoare informația asta prin toate canalele, reclamă scrisă, reclamă printată, panouri publicitare prin Chișinău, chimarea schemă electorală, chimarea schemă electorală, chimarea schemă electorală, liniște! Apoi eu încep să înțeleg că asta de fapt nu e doar o problemă inventată și o problemă care nu există, dar nici măcar nu e o problemă de-a mea. Asta e problema ta, pe tine asta te doare și eu nici măcar nu știu și te doare exact. Pe tine te doare că liderii de la sate n-au mandat de deputat sau te doare că oamenii ca Serioga Sârbu, Lupu sau Deacov nu se duc în pijacioase de 2800 de euro la vopsit garduri sau la dat cu târnăcopul. Da, voi vă mirați, dar mâine poi mâine Paștele și Paștele este un moment minunat pentru consolidarea, mobilizarea și apia, că și mai este o informație, eu nu știu dacă Plahotniuc o cunoaște, dar noi ar fi bine să o știm. În prezent, PDM conține controlul majoritar la tot ce înseamnă consiliile locale, Orășănești, Sătești, municipale, raionale. Și respectiv mie, unui cetățean simplu, mi-este clar că Buenos Dias, că domnul filantrop vrea să capitalizeze pe această minunată resursă. Așadar, schimbarea sistemului electoral, după părerea mea, nu este o necesitate și această problemă nu este una asupra căreia noi ar trebui să ne focusăm acum. Al doilea motiv, deși eu mă opun acestei propuneri, dezacordul între afirmațiile membrilor aceluiași partid. Pentru exemplu, luăm Candu versus Plaha. În cadrul briefingului, Plahotniuc a declarat cu durere în suflet următoarele. Majoritatea oamenilor nu cunosc oamenii pe care îi votează. Ei votează o listă de partid, în mare parte autonomă. Lideri pricepuți, economiști de succes, din toată Moldova, propuși de cetățeni. PDM, creștem Moldova. Deputații aleși uită de cei care au votat, iar cetățenii trebuie să aștepte 4 ani pentru a-i putea sancționa. Avem astăzi în Moldova, în politică, ceea ce avem. Avem această prăpastie mare între oameni și politicieni. Ați vărsat o lacrimă, nu-i așa? Dar ia vedeți-mă câteva zile în urmă și a spus Adrian Candu despre majoritatea parlamentară. În anul 2016, o mână de deputați au avut curajul să formeze o majoritate parlamentară pentru a întoarce încrederea și a partenerilor de străinătate și a cetățenilor. Neponeal! Pe de-o parte, Plahotniuc recunoaște corupția, incompetența, traseismul clasei politice, dar pe de altă parte, Adrian Candu laudă mâna asta de deputați, curajul pe care l-au avut ei ca să schimbi lucrurile țării. Mai este ceva, iarăși nu știu dacă Plahotniuc cunoaște, dar noi ar fi bine să o știm. În acest moment, domnul Plahotniuc deține controlul asupra 9 ministere din guvernul actual. Pe lângă asta, Plahotniuc este coordonatorul alianței de guvernare. Asta ce înseamnă? O majoritate de 60 de deputați este controlată, coordonată de Plahotniuc. Pe lângă asta mai avem și un prim-ministru a țării, funcții înalte, băi, domnul Pavel Filip, specialist în ouă de găină. Mai este președintele Parlamentului, Andrian Candu, care este de două ori sub aripa domnului Plahotniuc. O dată
odată ca membru PD și președinte a Parlamentului și odată ca fiind iconunie. Și acum cu toată puterea asta, Plahotniuc îmi recunoaște mie, îți recunoaște ție că lucrurile merg așa cum merg și ele merg prost. Domnule Plahotniuc, eu n-aș vrea să cred de rău despre dumneavoastră, dar înșepelea că sneroasa a Mihai Ghimpu, cam prea des vă contrazâșiți. Dumneavoastră spuneți că nu vă place starea actuală de lucruri din politica moldovenească, dar eu stau și mă întreb, cine este designerul, autorul, directorul de producție, la tot ce se întâmplă acum în politica moldovenească? Pentru a găsi răspunsul la această întrebare, vă recomand să folosiți o oglindă. Și motivul numărul 3, deși eu mă opun propunerii lui Plahotniuc, este pentru că această propunere este a lui Plahotniuc. Sorry, bratan, ideea votului uninominal poate și este bună pentru Republica Moldova, dar atâta timp cât ea vine din gura unui răufăcător, ea este din start compromisă. Eu uneori am senzația că consilierii lui Plahotniuc se gândesc, băi, avem niște idei, cum să le lăsăm în societate că ele deodată și răni? Le lansăm prin gura lui Plahotniuc. Și avem chiar și un exemplu nu tare de mult. Țineți minte când Plahotniuc a declarat că vrea să susțină candidatul unic pro-european la alegerile prezidențiale? Mai țineți minte când Maia Sandu mai nu a devenit președinte cu ajutorul lui Plahotniuc? Anterior, presa a scris că Maia Sandu ar fi avut o înțelegere cu cancelarul german Angela Merkel să primească în Moldova 30.000 de imigranți sirieni în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. Eu, domnule Plahotniuc, prefer să mă consider cam o dată pe săptămână om inteligent și nu prea mă dau cu turma. Dar de data asta să știi că sunt alături celor peste 90% din oameni care îți plin de îndoială, apropo de dumneata. Nu e ca hai să mai luăm un exemplu simplu. În briefingul despre votul uninominal, tu de câteva ori, de vreo 38.000 de ori ai spus despre apropiere, apropierea de oameni, mai aproape de oameni. Proiectul meu de bază este să apropiem mai mult partidul de oameni, ne propunem să dinamizăm și să comunicăm mai bine cu cetățenii, ne vom activiza în ceea ce privește comunicarea directă cu cetățenii. Dar eu nu pot să cred cum paranoic care poartă bronijelet atunci când proprii angajați vin în propria lui casă să-l filmeze la 6 dimineața cum el joacă șahmate, eu nu pot să cred că un asemenea om îmi poate vorbi nea despre apropiere, mai aproape de oameni. Eu continui să mă țin strâns de părerea că dumneavoastră aveți consilieri de 2 bani. Să-mi vând sute de mii de dolari, dar ratingul în continuare e la pământ. A, stațuleacă, ești o fundație de caritate, da, țin minte. Dar nu știu ce, foarte ciudat, în 2010, când ați intrat în politică, fundația asta se numea Fundația de Caritate Edelweiss, dar am 86 ani se cheamă Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Asta cum adică? 6 ani ați investit în imagine, ați investit, dar tot în anonimat ați rămas, tot în nimeni nu v-a numit Mesia, Salvatorul nostru. Moldova va renaște. Vom face ordine. Vom aduce în casele noastre liniștea. Și acum în sfârșit ați băgat bani și ajută? Ajută sau nu? Măcar să înțeleg dacă merită efortul. Prieteni, e clar că aici e mult de discutat și probabil domnul Plahotniuc asta și-și dorește. Noi să discutăm, să ne putaim, să nu înțelegem despre ce grăim, după asta să vină trolii Partidului Democrat bine pregătiți cu variante de comentarii și răspunsuri la toate argumentele noastre. Așadar, ideea centrală rămâne aceeași. Nouă nahren nu ne trebuie această schimbare în sistemul electoral acum. Mai ales când această propunere de schimbare vine de la un om a cărui reputație este oarecum mai jos decât groapa Marianilor. Și apropo, chiar dacă votul uninominal nu e o dietă gastronomică, eu vă recomand să vă faceți timp și să citiți despre asta. Pentru că noi trebuie să cunoaștem cine și de ce vrea nouă să ne fure calul. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea Lumina este primul produs de pe online-ul moldovenesc care este susținut în totalitate de voi, oamenii care mă urmăresc, rabde, acceptă. Ești poate iubiesc cu noi. Dacă mai e cineva care vrea să susțină acest jis al meu de pseudo-oligarh, alăturați-vă armatei de oameni luminoși de pe patreon.com/fedor. A, da, și nu uitați să apăsați butonul delete și print screen. Nu, stai. Like și share. Și apropo, pe 18 martie ne vedem la Veneția. La Veneția ne vedem pe 18 martie. Transmiteți cuvintul Kit by the Party. Ne vedem la Italia, le spectacole, e tutti di faccio. Biletele, link-uri le găsiți mai jos. Acolo bilete cu euro se plătește, vine lumea și se veselește. Popice! Moldoveni, veniți la spectacol, o să fie o seară frumoasă, o să fie o seară frumoasă, sincer, vă promit, să încercăm, adică...